Un candidat marionetă, fără personalitate și fără a fi demonstrat că ar avea capacitatea de a pune în operă proiecte edilitare majore pentru municipiu. Sunt declarațiile ferme și asumate ale secretarului executiv al PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, despre candidatul propus de PNL pentru primăria municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Mazilu a mai spus despre Daniel Cârjan că nu își asumă decizii până când nu se consultă cu șeful de partid, iar mai mult decât atât, ar fi chiar sabotat din interiorul partidului pentru a fi minimal șansele de a obține funcția de primar. Funcția de primar nu este o joacă, iar pentru a fi edil, trebuie să demonstrezi că ai capacitatea de a pune în operă proiecte majore pentru comunitate. Declarațiile cu bătaie către candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Drobeta-Turnu-Severin au fost făcute de senatorul PSD Liviu Mazilu, în cadrul emisiunii Față în Față, difuzată de RTS luni pe 6 iulie. E un personaj care de mai multă vreme aspiră să fie primar prin municipiul Reșință de Județ. Nu va reuși niciodată, știți cum e, e ca o joacă pe care o faci în glumă în curtea școlii la grădiniță când ești primar pentru o zi, așa cum au mai fost niște proiecte civice derulate pe la noi pe aici. Individul, sigur, ar putea fi primar pentru o zi, pentru două, pentru o vacanță, dar sigur că nu va obține niciodată suportul cetățenilor, că nu poate. Tirul declarațiilor nu s-a oprit aici, căci Liviu Mazilu a mai spus despre candidatul liberal că ar fi doar o simplă marionetă, un individ fără personalitate și care este mereu butonat de alte personaje cărora le cere acordul cu privire la ceea ce ar trebui să facă și, mai mult decât atât, ar fi chiar sabotat din interiorul partidului. Ca să fii primar trebuie să mai ai și pe lângă un pic de bărbăție adevărată, adică și personalitate și experiență în administrativă și forță de a lua decizii, nu să stai toată ziua prin baie, să-l suni pe șeful de la București să-l întrebi, e bine, aia nu-i bine, și să promovezi proiecte de hotărâri de Consiliul Local prin care dai numele unor stadioane după personalități sportive. Credeți-mă că, sigur, sunt bune, sunt perfecte, dar n-au nimic de a face cu dezvoltarea edilitară a unui municipiu. În sfârșit, pe lângă acel personaj care se fotografiază de câte ori să taie iarba în parc, consideră că e aportul dumnealui, de câte ori s-au pus trei borduri undeva, sigur că se duce acolo. Din Drobeta-Turnu-Severin pleacă liberal, li se face viză de flotant sau domiciliu în comunele din județul Mehedinți ca să se acumuleze mai multe voturi pe lângă anumiți candidați. Poate ei vor ajunge primari pe acolo, dar în mod sigur cred că și-a dat seama și domnul Cârjan de lucrul ăsta și nu cred că o să fie foarte încântat. Secretarul executiv al PSD, Liviu Mazilu, a mai precizat că astfel de candidați marionetă și neasumați nu vor avea niciodată curajul de a pune în practică proiecte importante pentru comunitate. Am încercat să obținem un punct de vedere și de la Daniel Cârjan, candidatul PNL, pentru funcția de primar al municipiului, dar acesta a fost de negăsit.